Super cotele Winmasters, sunt cotele alese din oferta Winmasters pentru că această casă de pariuri are cote foarte bune și am zis dacă tot are această particularitate, hai să vedem cum putem să legăm de emisiunea noastră colaborarea cu cei de la Winmasters. Sunt unii dintre sponsorii emisiunii, am avut situații în care am câștigat toate cele trei pariuri, au fost și zile cum a fost și aderi în care nu ne-a ieșit niciunul, dar pe total eu sper că e o rubrică care vă atrage atenția. La un moment dat aveam niște prieteni pariori pe internet care încercau să găsească, domnule, hai să vedem ce cote mari putem să găsim pentru mâine și nicio cotă nu trebuia să fie mai mică decât cota 3. În ideea că faci un bilețel cu 2, 3, 4 meciuri, eventual ceri din ele și speri la cei mai bine. S-a întâmplat și la noi în emisiune să ne iasă astfel de pariuri și cu optimismul în suflet, să spunem așa, vă propunem următoarele meciuri. Göteborg cu Djurgårdens, gazele să dea cel puțin două goluri, o cotă bună, 1.55. Asta e și meci de ambele marchează, sau Göteborg și ambele marchează, iarăși un pariu care merită încercat. La Dalkurd cu Elfsborg, 3-4 goluri în meci, o cotă de 2.50, așadar Elfsborg, o echipă care cred eu că nu va pierde această deplasare în fața unei echipe care merge prost în momentul ăsta. Dalkurd n-a mai câștigat de 4 meciuri la rând. Și partida noastră pe care am evitat-o cât am putut, Botoșani Timișoara, 2-3 goluri în repriza a doua la o cotă de 2.70. Tot din oferta Winmasters și văd că în ultima vreme oamenii au început să fie interesați mai mult de această variantă. Avem pariurile la cerere. Sunt pariuri pe care le facem chiar noi, adică noi pariorii. Mă refer, puteți să le faceți și dumneavoastră trimițând un e-mail pe adresa pariuri@winmasters.ro și să le spuneți, domnule, ce cotă mi-ați dat pentru. Și le scrieți acolo pentru ce anume ați căuta cote și nu găsiți în oferta caselor de pariuri. Noi le-am propus următorul lucru. Pentru finala Champions League, programată sâmbătă la 21:45, Real Madrid-Liverpool, peste 1,5 goluri în repriza a doua și peste 9,5 cornere în meci. O cotă de 2,30. Nu e o cotă foarte mare, dar asta ce ne spune? Că bookmakerii n-ar fi surprinși ca lucrurile se întâmple în felul ăsta. Poate de aici putem să tragem câteva concluzii și să înțelegem mai bine cam ce șanse sunt să avem o desfășurare spectaculoasă în această partidă. Tot pentru final avem scor corect 2-2 în timpul regulamentar, adică după 90 de minute, și Real să câștige trofeul la penalti. O cotă de 45. Evident, e uriașă această cotă. E pariul pe care îl faci cu un leu în mod obișnuit, și mai avem Ronaldo și Salah să marcheze și în prima repriză să avem cel puțin două goluri, o cotă de 6. Mergem mai departe, haideți să vedem biletul, pentru că știu că l-așteptați cu nerăbdare.